În județul Buzău va urma să fie realizat unul dintre cele 15 centre de colectare a legumelor și fructelor, pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le va înființa la nivelul țării. Anunțul a fost făcut cu ocazia vizitei pe care ministrul a desfășurat-o în județul Buzău, ocazie cu care a purtat discuții împreună cu mai mulți fermieri. M-am deplasat împreună cu colegii și am identificat zona în care va fi amplasat centrul de colectare legume și fructe, pentru că în perioada următoare lansăm 15 centre de colectare legume fructe în toată țara. Primele 6 vor începe execuția anul acesta și în județul Buzău, pentru că este un bazin legumicol foarte puternic, va fi realizat acest centru de colectare. Totodată, șeful de la agricultură a mai precizat că tinerii fermieri vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea serelor și solariilor. Pe parte de legumicultură, la instalarea tinerilor fermieri, cei 170 de milioane de euro se vor duce pe 1000 de metri pătrați în sere și solarii. O parte din bani se vor duce pe echipamentele de încălzit, iar ceilalți bani se vor duce pe o perioadă de 3 ani pentru combustibilul necesar pentru a putea produce în România legume românești și, bineînțeles, românii să aibă pe rafturi, atât în piețe cât și în magazinele de retail, aceste legume. Județul Buzău rămâne un puternic bazin legumicol la nivel național. Programele de susținere a culturilor de legume în solarii, dar și usturoi, atrăgând în ultimii ani din ce în ce mai mulți fermieri.